Din ansamblu răstimpului cuprins între 23 și 29 martie, 4 zile sunt mai importante și mai bogate în sensuri și semnificații astrale pentru cei care s-au născut în zodia vărsătorului. Pe 26 și 27 martie, de exemplu, vărsătorii se pot entuziasma cu privire la un proiect, un gând care îi străbate, care se conturează în mintea lor. Se pot ambala, cum se zice. Alteori pot să fie neliniștiți și să aibă sentimentul că nu sunt suficient de eficienți, că nu fac prea mult pentru propria existență și încep să facă o mică criză de personalitate, derobându-se de o serie de responsabilități care îi privesc direct sau pe care poate și le-au asumat așa dintr-o mare generozitate și filantropie. În aceste două zile vor fi cu deosebire preocupați de sănătatea lor, de persoana lor, de relațiile lor, de sentimentele lor. În schimb, pe 28 și 29 martie vor fi preocupați de banii lor, mai ales de acei bani câștigați sub formă de salarizare sau dintr-o activitate retribuită. Sunt preocupați, sunt implicați afectiv mai mult, fiecare bănuț pare să sune într-un anume fel, creând o muzică ce nu le convine întotdeauna sau care, atenție, dacă nu sunt foarte obiectivi în apreciere, poate să-i ducă pe un drum greșit, amăgitor. De altfel, problema banilor se leagă de regimul muncii și într-o relație cu o funcție, cu un statut public. Între semnele de apă, rac, scorpion și pești, unde există plasate la ora actuală în tranzit destul de multe planete, se realizează numeroase relații, unele mai bune, altele mai rele, dar în ansamblu poate fi vorba de o situație lezantă la capitolul imagine, de care ei se cramponează pentru că nu vor să părăsească un loc de muncă sau o activitate ce până la un punct le-a adus satisfacții sau care îi reprezintă. De aceea nu vor să cedeze, rabdă, înghit și acceptă mai puțin bani sau mai multă muncă pe aceiași bani. Impulsurile acestor tranzite de pe cele trei case, a doua, a șasea și a zecea, se întrepătrund, se susțin reciproc și provoacă legături temeinice care nu se rezolvă, evident, săptămâna viitoare și care vor continua să rămână veșnic în prim planul atenției lor, parțial până la vară și în totalitate până la toamnă târziu. Mai există un aspect care poate să fie trecut cu oarecare înțelepciune destul de bine. Este vorba de provocările care sunt legate de casa a treia comunicării. Cei născuți în zodia vărsătorului sunt puțin tumultoși, cam grăbiți, precipitați, uneori poate chiar superficiali într-o serie de reacții umane pe fond afectiv, mai ales dacă sunt contraziși în principiile lor ferme, mai ales dacă vine cineva și le spune, fără să știe, evident va face o gafă, că un anume scriitor sau regizor preferat al vărsătorului a luat în mod nejustificat un mare premiu. Să te ții controversă, ceartă și argumente. Aceste lovituri directe sau indirecte în principiile ferme, în elementele de entuziasm, crez sau de identificare cu niște valori sunt motive suficiente pentru a-l face pe acesta să sară în sus. Nu este vorba de reacții temperate și, de aceea spuneam, dacă vor reuși să se abțină, vor trece cât de cât binișor această etapă. Dacă nu, s-ar putea să reușească să se certe aproape în fiecare zi cu câte cineva.